Mai mult de 70% dintre femei și peste 10% dintre bărbați suferă de candidoză. Care sunt riscurile acestei afecțiuni? Ce este candidoza vaginală și cum poate fi prevenită? Sunt întrebări pe care orice persoană activă sexual și le adresează cel puțin o dată în viață. Și cum prevenția este mama sănătății, stăm de vorbă cu doamna doctor ginecolog Mirela Popa, specialist al campaniei Planifică Neprevăzutul, despre cum poate fi prevenită această infecție. Întâi de toate, ce este candidoza vaginală? Candidoza vaginală este o infecție produsă de fungi. Cele mai frecvente specii de fungi sunt cele numite Candida albicans, reprezentate în proporție de 85%, urmate de Candida glabrata și Candida tropicalis. Două din trei femei vor suferi pe parcursul vieții lor de candidoză, iar dintre acestea 20-40% vor deveni purtătoare cronice. Persoanele predispuse la candidoză sunt reprezentate de persoanele imunosupresate cu boli infecțioase cronice, boli virale. De asemenea, persoanele cu diabet zaharat, gravidele sunt predispuse la candidoză vaginală și de asemenea persoanele obeze. În condițiile în care rezistența organismului scade sau imunitatea, răspunsul imun este modificat, este scăzut, această infecție devine simptomatică. Pot aminti anumite reguli generale care preîntâmpină apariția candidozei vaginale, și anume evitarea spălăturilor intravaginale în orice sezon, nu sunt recomandate, toaletarea perineului din față înspre spate, evitarea folosirii săpunurilor dure și a sărurilor de baie, chiar și a parfumurilor în zona perineală. Este infecția cu simptomele cele mai supărătoare, și anume secreția albicioasă, aderentă, pruritul, așa numitele mâncărimi vaginale și labiale, eritemul, se înroșește zona vulvară, apar fisuri, bărbatul poate fi purtător cronic de levuri, asimptomatic, nu este deranjat de nimic, în schimb reinfectează partenera. Este considerată candidoză recidivantă, recurentă, atunci când sunt mai mult de 4 episoade de candidoză pe an. Diagnosticul de suspiciune se face în urma consultului examenului clinic. Se evaluează aspectul secreției vaginale, prezența eritemului, a fisurilor, după care se recomandă efectuarea unui examen de secreție vaginală și a unei culturi din secreția vaginală.